sunt Bogdan și astăzi sunt aici cu unboxing-ul tabletei HP 7 Plus primită în teste de la evomac.ro. Haideți să vedem ce avem pe cutie. Avem o imagine cu tableta, numele tabletei și logo-ul HP. Pe spate nu avem foarte multe lucruri. Ne spune din nou denumirea tabletei și numele de cod 1301ES. Ne arată că avem versiunea de 8 GB și că este culoarea silver, adică argintiu. Așadar o cutie destul de simplă. Haideți să tăiem sigiliul să vedem ce avem în pachet. Mare grijă, tăiem sigiliul. Haideți să deschidem capacul. Aici avem un burete de protecție. Avem tableta într-o pungă din aceasta antistatică. O punem deocamdată deoparte. Vedem ce mai avem în pachet. Scoatem acest carton. Avem o punguță în care găsim toate manualele. Destul de multe. Aici avem cablul micro USB, USB 2.0. Este un cablu destul de gros. Haideți să îl desfacem. Da, acesta este cablul micro USB, USB. Arată destul de bine acest cablu. Tableta a fost anunțată anul acesta, în luna mai, și vine la prețul de 699 de lei pe site-ul evomac.ro, dar dacă vă grăbiți, o prindeți încă la reducere la prețul de 599 de RON. Aici avem încărcătorul. Un încărcător care mie unul îmi place foarte mult cum arată. Pare de bună calitate. Și nimic altceva în cutie. Haideți să trecem la tabletă. Scoatem din această pungă. Dăm această folie jos. Un ecran foarte glossy. Să facem un tur al tabletei. Bineînțeles, sub acea folie, observ că mai avem o folie, un lucru foarte bun. Haideți să facem un tur al tabletei. Pe partea din față avem camera de 0,3 megapixeli și inscripția New LED Pack Card. Pe spate avem o folie pe care o să o dăm imediat jos. Din păcate n-a scos niciun sunet. Avem bara din plastic sau din policarbonat, nu știu sigur ce este, prin care intră semnalul wireless pentru că tableta este din aluminiu de bună calitate. Aici avem camera de 3 megapixeli, butonul on-off, butoanele de volum și aceste șuruburi care după părerea mea arată foarte bine. Avem logo-ul HP, difuzorul și niște coduri de bare. În partea de sus avem jack-ul de 3,5 mm, un port micro USB, un microfon și slotul de card micro SD. Să pornim tableta, apăsăm pe butonul on-off și a apărut logo-ul HP. Avem un ecran de 7 inch cu o rezoluție de 600x1024 pixeli și cu aproximativ 170 de pixeli per inch. Avem și o animație. O luminozitate destul de crescută. Avem o interfață destul de fluidă, nu avem niciun lag, nu se blochează, merge perfect. Avem meniul. Chiar îmi place această interfață pe care a ales-o HP. Haideți să vedem și Easter Egg-ul de la Androidul 4.2.2. Să găsim About Tablet și Android. Vedeți Android 4.2.2 Jelly Bean. Dacă ținem apăsat, ne apare Easter Egg-ul și ne putem juca cu aceste geleuri. Avem butoanele de Back, Home și Multitasking pentru a închide aplicațiile. La interior avem procesor quad-core Cortex A7 tactal la o frecvență de 1 GHz, 1 GB memorie RAM și 8 GB memorie internă, dar desigur o putem extinde până la 32. Vom vedea cum se mișcă acest procesor în review pentru că îl vom testa cu fel și fel de aplicații și jocuri. Haideți să vedem și interfața camerei înainte de a încheia acest video. Camera de 2 megapixeli. Avem o interfață cât de cât familiară,
Am mai văzut această interfață și pe alte device-uri de la Olvio sau de la Evolio. Nu avem focus. Apăsăm pe buton și facem poza. Jos se arată modul video. Și ce m-a surprins este să văd că avem și panoramă. Vom face și panoramă în review. Acesta este doar unboxing-ul. Aici avem multe opțiuni, dar le vom vedea în review. Vă mai amintesc o dată prețul, 699 de RON pe site-ul evomark.ro. Dacă vă grăbiți, o prindeți încă la reducere la prețul de 599 de RON. Mai multe despre această tabletă veți afla în review-ul care va apărea în câteva zile. Dar până atunci nu uitați să dați like, share, subscribe. Eu sunt Bogdan și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Pa!